Dăm și avanse oricum, domnul Mazăcu. Ok, bine. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ați vrăjit pe... Nu, am văzut de la stradă. Deci, grupul de lucru Norvop, Vladimir Șorban, Andrei Gasiuc și Mărica Săcărină. Da. 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 Da.
să aibă... Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Am avansat! Suntem tot aici, sau? Da, timpul trece. Dar să vedeți cât de repede va trece luna următoare. Încă o dată, bine ați venit. Bună ziua, vă salut în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Deci, am primit cererea noastră. Este adresată grupului de lucru în componență Vladimir Șarban, Andrei Găsiuc și Viorica Zaharia. În primul rând, domnul Țicu, vă întreb dacă nu aveți obiecții față de persoanele care sunt în această recuzări, mai știu eu... Nu, nicio obiecție. Nu sunt. Atunci procedem la activitatea propriu-zisă. Deci, prima mențiune care vreau să vă spun, ceea ce v-am spus și data trecută, deci noi acum, astăzi, începând de acest moment, recepționăm cantitativ materialele pe care dumneavoastră le-ați adus. Deci eu nu mă voi pronunța vis-a-vis de aceste materiale, noi doar le primim de la dumneavoastră, întocmim actul de primire predare și procedem la procesarea documentelor. Deci colegii dumneavoastră, care sunt, iată, ceilalți doi, ei cunosc procesul, fiindcă eu aș mai invita pe cineva ca să urgentăm. Dumneavoastră sunteți cinci, sau patru, nu știu dacă... Cinci. Dacă cinci, atunci fim și noi cinci, ca cât mai repede să numărăm toate listele și dumneavoastră să fiți mai... Da. E bine așa? Da, da, da. E bine, atunci pe părți dumneavoastră... Nu pot să trece mai întâi toate listele, da, da, da. Liste la sfârșit. Da, bineînțeles, bineînțeles. Bineînțeles. Deci, Valentin, deocamdată, deci, te rog, vorbești sau cu Marian Lucru, sau cu... Puiu. Marian Puiu, da, dar eu am zis... Marian Lucru. Marian Lucru e peste drum. Să-i zic și vină, da? Da, nu acum. Când o să fie listă? Și dumneata tot atunci. Bine? Așa. Într-un ceas, bun. Așa, încep cu demersul. 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 Semnat, datat, eu nu văd probleme. Așa. Hai, dumneavoastră, să citești demersul de înregistrare. Deci listele de subscripție revenim la sfârșit. Așa. Notele informative, dumneavoastră, le aveți? Da. Tot atunci o să le... Datele biografice, am cândat. Sunt anexate acolo. Așa. Demersul, o singur filet, noi o să... Iată așa, primul document. Așa. Declarația privind consimțământul. Avem. Completată. Așa. Uitați așa noastră. Declarația de avere. Semnată. Așa. Certificatul de sănătate. Cel mai important. Da, da.
Doctorița mea mi-a scris că s-a ab de muncă. Asta e bine, sunteți s-a ab de muncă. Deci, aderența medicală, o singură filă. Declarația despre suspendare, doamne, nu cădeți sub incidența acestei cerințe. Simbolul electoral. Așa este. Și e-mail l-am trimis în adresa CEP-ului, format electronic. Da. Acest simbol este identic cu simbolul partidului sau nu? Așa este. Este identic, da? O declarație în acest sens, toate că e o situație destul de... E o situație, sunt de acord cu noastră, dar așa. Domnul Țăcăsici, președintele partidului, respectiv, în numele persoanei juridice și autopermis. M-am autodelegat. Da. Așa. Copie de pe actul de identitate, vă rog. Avem așa. Demersul privind confirmarea reprezentantului cu drept de vot. Vroiam să vă întreb, dar nu vă mai întreb, fiindcă văd că studii juridice aveți. Demersul privind confirmarea persoanei responsabile pentru finanțe. Doamna care a fost și în cadrul grupului de inițiativă. Da, așa este. Așa. Și declarația despre faptul că datele personale înscrise în documentele anexate sunt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate și verificate în vederea înregistrării în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova. Elaborării de studii statistici, precum și făcute publice, cu respectarea prevederilor legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Da. Tipul 49 de băgări trona, privind și depunerea declarației proprie răspundere privind inexistența restricției legale și cu privire de candidat sau de opacuți publice, și inexistența actelor de constate rămase definitive, referitoare la regimul declarării a verilor și drepturilor personale. Da, este asemenea declarație, dar puteți verifica aici, că cred că prima. Pentru că ele sunt combinate, de ce am văzut. Dacă puteți da, dar este o recite. Diferență. Și interdicție și decât... Da, lipsă interdicție. Da, puteți să verificați. Dar ce este a două, elimer, două declarații, aceasta a fost... Bine. Mai avem un model, pur și simplu. Atunci, dacă mai avem aceste două modele, nu o să fie nimic, dacă nu o să mai... Domnul Țic, vreau să vă propun să mai completați o cerere, chiar dacă ea rezultă din cerere okay. Depuse, doar din declarații. Vreau să o semnez? Da, numele, prenumele, dată și semnătoare. Și cu asta, practic, da, vă rog. Deja urmează să îndocumesc actul de verificare în format electronic. Da. Domnul Secolul va semna și deja urmează... Noi să lucrăm, deja nemijlocit, dacă și domnul Secul va participa și va... Dacă are alte activități, noi nu vedem niciun element. Atunci... Și atunci ne repartizăm pe raioane și repede. Asta nu cred că trebuie în față să nu... Deocamdată nu trebuie și toate actele sunt. Nu e cu limba română. Poftim? Cu limba română foarte așa de patrimoniul nostru. Ei nu știu că în Republica Moldova limba română e limba de stat. Conform decizii tot constituționale. Care a declarat că declarația de independență, o statuat, nu o declarat, declarația de are independență de... și face corp comun. Așa. Haideți să începem. Deci, Andrei, te rog, îți spune, poate să vină și... Eu tot ce chem, și Marian, sau
Marcel, Gheorghe Murgat și Valentina, roagă, cât mai repede să mă duc. Eram în așteptare, fiindcă vineri, sâmbătă, duminică, operatorii noștri nu au avut ce face. Asta a fost problema. Noi am avut ce face. Dar n-am vrut nici să se presem, nici să vă sugerem, fiindcă știți, mai bine, mai liniștit, da. Sunt cu părere rău. Noi am terminat și ieri, aproape de ora 4. Sunt interesant, dar vă spun un secret. Dimineața m-ai venit în 70 la problem. Asta... Zic, înseamnă că așa va trebui să fie. Și acum am mai semnit. Câte semnături ați colectat? 25? Nu, 20.000. 20.000. Da? E 20 de raioane peste 7.000. Încă foarte mult părere de rău, bine, nu anticipez, nu vreau să spun la dumneavoastră, dar experiența de până acum arată. Trebuie să schimbăm noi, ca cum vă zic, dumneavoastră, ca deputat, domnul Țigmu, ca viitor concurent, dar trebuie de schimbat ceva în sistemul ăsta de colectare semnăturilor. Este prea voluminos și atunci când un partid își înaintează pe cineva, cred că ar fi suficient și hotărârea partidului la candidație independență. Da. Colectare, dar nu 15.000. Este destul de ciudat, un partid politic ca să registreze, e necesar 1.000 de semnături, dar nu la asta mă referim. Electoral. Ei bine, acum un partid s-a înregistrat și cu câțiva... Cu hotărârii Curții Constituționale. Da. Câțiva fondatori a unei... Așa, ne-au venit ajutoare, da? Da. Eu vă mulțumesc, stimați colegii. Da. Ne organizăm pe următor, o să fie câte doi colegi și un reprezentant de partea voastră. Mergem și fiecare o să vedeți câte mă lăsați. Da. Ok. Și... Adică putem și acolo cineva să depărăți la plasare. Noi aici luăm, haideți Chișinăul noi să luăm sau... Că n-are face. Nu are face. Mergem cu una pe da. Care fi? Nu vă marcați. Noi. Da, sunt Domnul Șerban, Media da. Lucrează mai departe, dar care perfecționa? Eu n-am nicio obiecție să lucrez în Media, okay. Domnul Țicu, doastră. Dacă nu au alte activități, dacă poate doastră vreți să faci. Știm că noi să lucrăm aici, ca terapie personală, vă rog cum ați ridicat cum ați palitilor. Adică sunt spate listele sau semnătura. Da. Da. Maria. Da. Thank you.
Aveți întrebări sau... Bună ziua! Vă anunțăm că ne aflăm la Comisia Electorală Centrală. Astăzi Partidul Unității Naționale și candidatul Octavian Țicu au depus listele de semnături pentru desemnarea candidaturii la Președinția Republicii Moldova. Țin să mulțumesc tuturor cetățenilor care de la nord la sud și de la est la vest și-au oferit aceste semnături într-o lună în care noi ne-am negociat cu dumneavoastră această semnătură la cort prin colectorii care am avut. La data de astăzi avem circa 20.000 de semnături, dintre care 2.000 jumătate la Chișinău. Vă mulțumesc aparte pentru Chișinău, toți cei care ați venit la corturi și ne-ați onorat cu semnătura. Avem 20 de unități teritoriale administrative cu peste 700 până la 1.200 de semnături și în total am colectat din 24 de unități administrative. Rugăm, desigur, Comisia Electorală Centrală să trateze cu respect acest efort al echipei de colectori și aceste semnături pe care le-au dat cetățenii Republicii Moldova în condițiile extrem de dificile a pandemiei în care s-au desfășurat acest proces și sperăm foarte mult ca într-o perioadă scurtă să fim înregistrați ca să putem începe campania electorală. Încă o dată vă mulțumesc, să aveți o zi bună și vom aștepta cu nerăbdare decizia CEC-ului în privința înregistrării noastre la aceste alegeri. La revedere!